Vă îmbrățișez cu mare drag, sunt Florentina Obrici și a început emisiunea Sport, Dietă și Obezitate astăzi un invitat care pe mine mă face să simt așa că îi prind aripi, pentru că da, Bodo este astăzi alături de mine și îi mulțumesc tare mult. Cu drag, cu drag, lângă tine, întotdeauna cu mare plăcere, Florentina. Mulțumesc pentru invitație. Eu îți mulțumesc tare mult că ai fost cumva în momentul potrivit, la locul potrivit. Wow, wow, wow. Și că ai venit în emisiune să ne povestești cum e viața la țară. Avem rubrici interesante și revenim în bucătărie aici, unde gătesc ceva sănătos. Dar tu abia aștept să povestești cum e viața la țară. Cu drag, timpul gătești. Și dacă tot ai mutat la țară, poate te apuci de făcut curățenie. Mulțumesc frumos, foarte tare. Mulțumesc mult de tot, dragă Florentina, asta lăsăm aici. Da, și abia aștept să ne povestești lucruri interesante. Când vreți, încep. Bine ați revenit la recomandarea săptămânii. Au trecut sărbătorile de iarnă, una dintre cele mai frumoase perioade ale sezonului rece și cu siguranță cu toții vrem să ne reechilibrăm după ce am dat iama în diverse bunătăți. Așa că am venit astăzi la Ligia Alexandrescu să ne spună cum putem face acest lucru într-un mod corect. Bună, Ligia! Bună și într-adevăr e început de an, multe speranțe pentru un an foarte bun și bineînțeles trebuie să ne revenim. Asta este primul lucru la care ne gândim în această perioadă. Au trecut sărbătorile, s-a mâncat consistent, s-a mâncat mult, s-a mâncat tradițional, la ore nepermise, cantități nepermise. Și atunci avem nevoie de un pic de ordine în viața noastră. În primul rând vorbim despre o alimentație cu mai puține proteine animale, vorbim despre renunțarea poate pentru o vreme la carne pentru câteva zile, înlocuirea cărnii cu pește, cu multe legume pe care le mai avem încă în congelator și de ce nu cu multe salate de rădăcinoase care sunt în piață. Pe lângă alimentație, foarte importantă este hidratarea în această perioadă în care trebuie să ne menținem sistemul digestiv fericit. N-a fost în decembrie, dar din ianuarie trebuie să-și revină. Așadar, o digestie bună pentru o piele sănătoasă, pentru un sistem imunitar foarte, foarte bine funcțional. Și acest lucru înseamnă 3 mese principale, 2 gustări de fructe autohtone, dacă se poate, și bineînțeles hidratare. Vorbim de, de hidratarea cu o apă care să conțină foarte puțin sodiu, dacă se poate, deloc, deci o apă oligominerală, în care rezidul sec să nu depășească undeva 120 de miligram pe litru și, har Domnului, avem această apă la îndemână, e apă românească. Are foarte puțin sodiu pentru că s-au mâncat murături, s-au mâncat cârnați, s-au mâncat afumături și toate acestea au conținut sodiu și el este responsabil și de apariția hipertensiunii și de apariția edemelor, chiar dacă este frig afară și atunci avem nevoie de această curățare. Deci curățarea se va face cu undeva cu 30-35 ml de apă pe kilogram corp pe zi, băută între mese. De asemenea, copiii pot bea această apă pentru că și ei au mai depășit cantitatea de dulciuri recomandată și atunci putem să ne reechilibrăm, putem să ne hidratăm corect, putem să rămânem sănătoși hidratând prin intermediul apei. E atât de simplu, bem apă românească, bem apă cu puțin sodiu, apă cu rezidu sec foarte scăzut și cu siguranță ne vom reveni repede. Îți mulțumesc mult, Ligia, că astăzi ai fost alături de noi. Cu mare, mare drag! Rămâneți în continuare cu Sport, Dietă și O Vedetă. Noi ne revedem sâmbătă viitoare. Până atunci, nu uitați să vă hidratați corect. Puteți face mișcare și acasă pe canapea, pentru că sunt foarte eficiente aceste exerciții cu greutăți pentru musculatura brațelor și o postură foarte corectă. Stați cu spatele drept, în așa fel încât să simțiți musculatura spatelui în contracție. Luați o greutate în mână, dacă nu aveți așa cum am eu, puteți improviza ceva, poate o pungă de făină. Important este să stați cu brațele depărtate în acest mod, să ridicați greutatea la nivelul pieptului și să întindeți brațele și apoi să reveniți. Un exercițiu foarte eficient, o să-mi dați dreptate, dacă țineți și musculatura abdomenului în contracție, veți avea un exercițiu foarte eficient pentru multe grupe de mușchi. Așa că ne uităm la televizor, la emisiunea Sport, Dietă și O Vedetă, dar facem și mișcare. Întindeți brațele și apoi retrageți înspre piept greutatea. Faceți de 20-30 de ore această mișcare și da, musculatura voastră este supusă efortului. Nu uitați să stați cu spatele drept, cu umerii duși înspre înapoi, pentru că o postură
corectă este foarte importantă, ea întărind în acest mod foarte simplu musculatura spatelui. Faceți cu mine? Atunci simțiți musculatura brațelor că este în contracție. Super! Important este să faceți și exerciții de respirație și de relaxare, așa cum fac eu acum. Dacă tot am lucrat musculatura, ne și relaxăm. Și inspirăm, expirăm. Și vă doresc să stați în continuare alături de emisiunea Sport, Dietă și Vedetă, pentru că, da, sunt lucruri foarte importante pe care o să le aflați și sper să le și aplicați. Sfatul specialistului începe chiar acum cu doamna dr. Daniela Raiciu, pe care o salutăm cu mare drag și vă spunem că de fiecare dată aduceți informații utile. Așa sperăm să fie și astăzi. Subiectul la care ne gândeam sau mă gândeam eu și cred că telespectatorii mei sunt în sentimentul meu despre revigorare. Cum ne ținem în formă pentru că, da, trecem dintr-o perioadă destul de dificilă și să fii în formă, revigorat și cu stare de bine nu este foarte ușor. Ne ajută plantele în direcția aceasta? Plantele medicinale și aromatice de mii de ani ajută în mod deosebit organismul să treacă peste foarte multe obstacole. Au fost foarte multe epidemii, pandemii chiar, și rezultatul a apărut tocmai din natură. Acum încercăm să completăm anumite tipuri de, să zicem, produse alopate cu plantele medicinale și aromatice. Ar trebui să fim cu o imunitate bună, spuneam și am spus de foarte multe ori acest lucru, dar pentru asta e nevoie să susținem cu principii active extrase din plantele medicinale și aromatice. Ce n-am insistat foarte mult sau poate că ar trebui să spunem mai apăsat este că alga spirulina platensis sub diverse forme, sub formă de comprimate, de capsule, sub diverse concentrații, ajută organismul să treacă peste cele mai grele afecțiuni care pot apare. Dacă japonezii și chinezii o folosesc de foarte multă vreme, o recomandă atât copiilor, adolescenților, dar și celor care sunt implicați în activitatea de zi cu zi, la birou sau în alte tipuri de activități, și noi ar trebui să facem acest lucru. Spirulina platensis, alga pe care o găsim pe mările întinse ale Japoniei și Chinei, o avem și noi în România, sub diverse formulări, spuneam mai devreme. Dar o putem crește în bazine special amenajate, iar în anumite, să spunem, anotimpuri, o putem utiliza nu numai pentru a ne crește imunitatea, dar și pentru ameliorarea unor afecțiuni reumatismale. Și asta se poate face în România, într-o zonă de munte, la Breaza, de exemplu. Pe de altă parte, Echinacea angustifolia și Echinacea purpurea, două tipuri de specii ale plantei echinacea, cu frunzele acelea superbe și cu florile de culoare mov deschis, ne ajută să avem un organism puternic. Că îl folosim sub formă de ceai, că o folosim sub formă de capsule sau comprimate, echinacea alături de spirulină ajută să avem o stare de bine, o stare de sănătate pe cât posibil. Și spuneam într-o altă emisiune și o să spun din nou că acea combinație dintre uleiurile volatile, cum e de exemplu uleiul volatil de busuioc, busuiocul fiind o plantă sfântă și miera de albine, completează extrem de bine această schemă fitoterapeutică pe care o poate recomanda medicul cu competență în apifitoterapie. Recomandarea vine și de la noi astăzi, pentru că, da, voi sunt sigură că aveți în minte aceste plante și că le folosiți din când în când. Cred că ar trebui să le folosească constant aceste plante telespectatorii mei, tocmai pentru că, da, vorbim de revigorare. O revigorare trebuie să avem în fiecare zi. Așa este, schemele fitoterapeutice durează 3 luni de zile, pauză 20 de zile și după aceea se reia schema fitoterapeutică, dar eu cred că dacă telespectatorii noștri, da, ne urmăresc sâmbătă de sâmbătă la ora 11, sigur că vor avea foarte multe informații
și atunci vor deveni adepți ai acestei științe extrem de frumoase numită fitoterapie. Eu deja sunt în asentimentul dumneavoastră că dată respectatorii noștri și ați spus foarte bine ai noștri pentru că sunteți prezentă de fiecare dată și noi vă mulțumim, sunt niște telespectatori informați care țin cont de recomandările noastre și sunt sigură că și astăzi țineți cont de ele și că le veți aplica și veți face în așa fel încât starea voastră de bine să fie una de nota 10. Urmăriți în continuare emisiunea Sport Vieta și o vedeți! Dacă ați stat până acum în fața micilor ecrane, înseamnă că erați curioși la fel ca și mine. Să ne spună, Bodo, cum e viața la seară, Bodo? E mult mai bine decât, sincer spun, decât în București, sau chiar decât lângă București, pentru că domiciliul meu, casa mea, se află undeva în Pipera. Acum am mutat-o din martie, sunt deja țăran cu arte în regulă, îmi place să spun asta. În comuna Dobrești stau, județul Argeș, undeva lângă Topoloveni, între Topoloveni și Câmpul Mușcel, o regiune de deal absolut minifică, senzațională, unde cresc mâșmeri, pruni, perii, orice popsul pe acolo își găsește locul ori de la ipune. E tare bine. Te privesc în ochi și îți văd licărirea așa, să lucina din ochi. Mi-e drag să merg acolo, mi-e drag să mă întorc acolo. Distanța nu e mare, sunt 120 de km, 126. S-a schimbat viața? Da, total. Mi s-a schimbat viața în primul rând din mai, de când am suferit un infarct și mi s-au montat 3 stenturi. La vremea respectivă s-a întâmplat, dar domnul e bun și uite-mă că după 3 stenturi, am primit 3 stenturi, cu medicația și cu sprijinul medicilor de la Spitalul Militar Central, am ajuns să n-am nicio problemă acum și sunt în regulă. Numai că la țară am redescoperit mâncărurile și rețetele pe care bunicile noastre ni le pregăteau atunci când eram mici. Apropo de rețetă, să știi că am și eu o rețetă interesantă astăzi. Poate că la un moment dat o să vreți o rețetă mai specială pentru prânz sau cină. Știi ce trebuie să fac? Eu o să spun rețeta în timp ce ne dezinfectăm. Rețeta e foarte simplă. Orez, legume, niște pătrămă de macrou afumată, niște piper, niște brânză tofu, trasă la tigaie, o să vedeți ce repede se face și e foarte gustos și foarte sănătos. Poate îți dăm idei pentru o mâncare. Să vă dau și eu idei cu drag. Mulțumesc mult de tot ideea. Am luat-o deja și asta eu aș trebui eu la o cină. Să înțeleg că și modul tău de a te alimenta s-a schimbat de când ești la țară? Da, bineînțeles. Eu fiind un carnivor, prin definiție, am început să consum mai multe legume, mult mai multe legume. Și pentru că... Le pregătești în tot felul de moduri? Tot felul de feluri, începând de la tocăniță, ciulama, ciupercile, de exemplu. Îți plac? Da, îmi plac foarte mult. Sunt foarte îngrozitoare să le îngrozitezi în alimentație. Da, s-au găsit așa, în toamna trecută, foarte multe ghebe acolo în pădure. Așa. Când spun foarte multe ghebe, gândiți-vă că un copil de 8 ani a reușit să culeagă într-o oră 6 kg de ghebe într-o așa, sacoșe. Într-o joacă. Da, 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 într-o joacă. Și pentru că au cules copiii foarte multe ghebe, au trebuit să le și gătim. Și am reușit, la sugestia unui prieten, să facem un pateu de ghebe absolut senzațional, în care nu vă gândiți că... Ai introdus multe ingrediente. Am introdus morcov păstârnat, țelină, ghebe, bineînțeles, plus condimentele necesare. Poate să facem o dată rețeta, să știi că și ce am eu în mână are tot în compoziție, uite, ardei verde păstârnat, cartofi dulce, foarte tare. Și spanac, dar eu ți le trag la tigaie. Așa, și v-ați apucat să faceți pateu? Ne-am făcut pateu din ciuperci. Wow! Un pateu care este absolut delicios pentru cei îndrăgostiți de regimul vegan, absolut senzațional, nu este nimic de origine animale acolo, în aspect este foarte hrănitor. Pentru că, după cum bine știm, ciuperca este o sursă de proteină foarte indicată pentru orice organism. Cum o zici? Cum o zici, da, da, da. Și adevărat.
Dar sunt și foarte gustoase, mă. Sunt bune și astea albe pe care le cumpăr noi la supermarket. Da, eu. Așa. Cărcuța de pădure, sunt mănăstârcile, sau ghebele, sau hribii. Sunt ceva incredibil, așa, băgate la saramură sau făcute conserve cu oțet pentru iernile friguroase. Țările de iarnă friguroase sunt absolut senzaționale ca și garnitură la orice, la orice mănânci. Așa este. Și mie plac foarte mult ciupercile și mi-aduc aminte că eu când eram copil îmi doream să merg la țară, să stau la țară și n-am o parte de asta, dar poate mă mut la țară, chiar dacă, mă rog, pipera e, nu mai e țară de mult. Așa este, nu mai e țară. Din păcate. Da. Dar uite, o variantă foarte bună. Cum se comportă familia ta în mediul acela idilic? Sunt foarte mulțumit, suntem pentru că, din păcate, concertele lipsesc la mine. Așa. Și am timp mult mai mult pentru familia mea. Asta e din cu bucurie, o spun că am timp mai mult de petrecut cu familia mea și cu copiii, cu Loredana. Suntem tare apropiați și facem multe lucruri împreună, foarte multe lucruri. Până și să culegem ciuperci. Până și să culegem ciuperci, dar până la ciuperci, în primul rând, Loredana povestește că școala asta online a cam scos dinozauri din ea. Adică nu e chiar ușor. Dar nu e pentru ușor. Ea e ușor. Păi cred că nu e ușor pentru un părinte să stea, să fie profesor. Foarte bine, Maia. Îți place? Da, foarte bine, bravo. O să aibă un gust interesant în combinația asta pe care am gândit-o. Eu o pun doar foarte puțin. Să știi că mi-am făcut și afumătoare acolo. Da? Da. Afumătoare și ce afum? În primul rând, mult am afumat. Te-ai făcut vegetarian, apropo? Nu. A, deci afum carnea? Mănânc și carne, dar mănânc mult pește. Mm-hmm. Și am o sursă foarte ok acolo. Te-ai afumat pește? Am afumat somon. Iau somon întreg, îl filetez, bucățile le afum. Să le pun pe o... Am o modalitate de afumat, mă rog, cum mai trece, la afumat la cald. Așa. Și le pun pe o bucățică, o scândurită de lemn. Și prinde miros un pic. Pe care arabilul îl pun în apă, îl las o noapte, lemnișorul respectiv sau lemnișoarele. Acum mai multe bucăți de somon. Le las în apă, las lemnul în apă. Așa. Iar dimineața scot somonul din baițul respectiv pe care l-am preparat cu o seară mai întâi. Baiț care conține muștar, ulei de măsline, din pahar, rozmarin. Și îl pun pe plăcuțele alea de lemn. Și plăcuțele cu totul le bag la afumat. Pot să cred. Eram așa ceva de atentă la tine, pentru că am impresia că te-ai școlit foarte mult și direcția gastronomie. Nu, deci îmi place mult să fac asta, îmi place să fac. Am timp destul să fac asta acasă. Da? Da. Și somonul ăsta afumat la cald, să știi că este absolut, absolut senzațional și se poate păstra la frigider, să știi, până la o săptămână. Să știi că îți fac cadou și eu niște somon afumat, să faci comparație. Super. Dar ăsta e somon afumat la rece, foarte ok. Da? Cel afumat la cald e un pic gătit, așa cum a venit. Este un somon aproape gătit în regime, la grătar, dar la un timp îndelungat. Adică stă câte 4 ore, 4-5 ore la are loc proces în față și iese foarte ok. Dar putem afuma orice pește, macrou, e foarte ok, dar avem o sursă de macrou foarte bună, foarte ok, puteți încerca cu macrou, dragilor. Asta dacă ne mutăm la țară. Dacă nu ne mutăm la țară, avem un magazin. Cei care au grătar. Uite, știi ce am pus? Am pus somon, susan peste... Ia uite cum arată preparatul și este gata. Ce spui tu? Arată în timp ce tu m-ai povestit cât și cu câtă pasiune, cred că a durat 2-3 minute. 2-3 minute și o farfurie de șef, direct. Mulțumesc tare mult. Mie îmi place cum arată. Arată nu sunt atât de, mă rog, gospodină și nu... Și miroase absolut. Miroase bine, nu? Wow. Somon peștele, da? Direct, să știi că vreau să-ți povestesc multe lucruri și să te întreb multe lucruri. Pe voi vreau să vă îndemn să gătiți acasă, pentru că este foarte important să creați armonie acolo când gătiți. Și întrebarea pentru tine este, gătești împreună cu familia ta? Adică se amestecă toată lumea în bufetărie? De multe ori cei mici se amestecă, mai ales cel mai mic. Filip intervine și îmi dă deja directivă. Tati, asta o voi găti cu tine. E clar că acolo trebuie să avem multă răbdare. Dar de fapt îmi face și mare plăcere, pentru că este un scump și un
drăguț, mă face să râd tare mult. Tare... Cred că tu creezi o stare de bine acasă și asta nu o spun întâmplător, ci pentru că tu ai așa o energie care o răspândește jurul. Mulțumesc, Florentina, dar de una zi, mulțumesc din toată inima, dar să știi că de una zi mă gândeam, ce binecuvântat suntem noi, suntem copii, ai chestii foarte bine. Așa este. Așa, dar primind îmbrățișări și picuri de la copiii mei, senzațional să te plătiseze un copil din proprie inițiativă, fără să spună nimeni, ia-l în brațele tati sau nu. Să vine să spună, te iubesc foarte mult, tati. Și asta să nu coste nimic este ceva incredibil, foarte tare, pentru că noi suntem obișnuiți să cumpărăm, cumpărăm tot. Da, în societatea asta. În care trăim. Da. Încercați să dăriți, așa cum face Bodo, sunt sigură, stare de bine și ia se întoarce în zecit de la cei din jurul vostru, cu siguranță. Mai vreau să te întreb ceva, profesional? Profesional foarte ok. De ce? Pentru că așa cum mă și așteptam și se așteptau toți fanii proconsului, noi am rămas împreună, suntem acolo, lucrăm, avem piese noi, avem proiecte noi, abia așteptăm să ieșim pe scenă și să putem să ne rezervăm cu nostru drag, cei care ne dau energie și pe care îi iubim tare mult. Sunt sigură că și telespectatorii mei te iubesc foarte mult și iubesc ca proconsul. Și asta pentru că muzica voastră este cea care ne-a încântat și ne încântă sufletele de foarte multe ori. Obișnuiește pentru acasă? Da, sufletele sunt copii. Și mai mult copii, pentru mai multe copii. Sunt obișnuiți. Ai vedea unul dintre ei să fie în babă urmele tale? S-ar putea să fie amândoi, pentru că le place să fie amândurorat și au fac asta, deci tot timpul își pun piesele preferate, piese pe care el le iubesc tare mult și că e în mașină, că e acasă, dau pe un canal de muzică și de acolo și aleg orice vor. Deci nu e niciun fel de rușine sau de... Ești părintele care impui? Da, la un moment dat, da, impun. Impun... Mă rog, cât mă ține. Și cât mai pot. Eu cred că tu impui prin atitudinea ta și asta e foarte important. Prima oară n-am putut să impun prea tare cu școala online. Am avut experiență de simpatică. Soția mea a lipsit o săptămână, a fost nevoită să facă niște cursuri și ne-a lăsat pe noi băieții singuri acasă. Am rămas singuri acasă și copiii mei s-au bucurat că suntem noi doar între noi băieții și avem o săptămână de doar noi băieții. Săptămână care, bineînțeles că a fost plină de dulciuri și de mâncare mai puțin sănătoasă, dar de multă școală. Și de multă școală nu, pentru că... N-ai avut răbdare? Loredana nu. Loredana, pentru a mă proteja, a rugat să doamna învățătoare să vină să mă trec să spun asta. Și din tipul că copiii mei au fost cei mai fericiți săptămâna respectivă. Și mami când a venit acasă s-a luat cu mâinile de cap, pentru că primul lucru pe care Filip l-a menționat a fost: mami, să știi că tati ne-a spălat doar de 3 ori săptămâna. Cred că Loredana o să fie bucuroasă cu cadourile pe care le vei duce. Să știi că sunt niște produse eco care îi vor folosi detergent de vase în bucătărie. Pentru că, cu mare drag, viața este frumoasă dacă știm ce să facem în fiecare clipă. Dragii mei, eu astăzi am avut o zi plină și pentru că te-am întâlnit pe tine, Bodo, la emisiune. Și pentru că voi ați stat alături de noi. Așa că nu pot decât să fiu recunoscătoare că sunteți alături de mine în fiecare emisiune. Ție, Bodo, să-ți urez să ai un an plin de experiențe minunate. Mulțumesc. Să dăruiești publicului tău muzica care ne încântă pe toți. Mulțumesc. Și să fie cât mai multe concerte anul ăsta. Mulțumim din suflet. Și sănătate multă, multă, multă. Pentru că, da, sănătatea este importantă. Așa cum spun de fiecare dată, sănătatea trebuie să fie prioritatea noastră numărul 1. Vă îmbrățișez cu mare drag. Bodo, mulțumesc. Mulțumim și noi. Să vă spun un secret. Priveam la emisiunile Florentinei Opriș și mă gândeam că cu așa puțin amărât și
cu invidie că eu n-am mai fost invitat de mult la o emisiune de aici, sport, dietă și o vedetă. Și uite că cred că mi-am dorit îndeajuns încât să o fac să mă invite la emisiunea ei. Dragilor, cum spune și Florentina, sănătatea este foarte, cea mai importantă, nu e foarte importantă. Ascultați muzică bună și mențineți o sănătate beton în vremuri tulburi. Mulțumim mult!